Krieg. O să pui telefonul meu mai în spate. Și... Bună seara, prieteni! Avem un prieten care s-a băgat pe noi aici. Credeți că nu mă becăm? Salut, prieteni! Am depărtat telefonul, prieteni, așa că vreau... Când pun telefonul aproape. Bună seara, pupe de sida. Bună seara, doamna Fatma. Bună seara, Crina. Salut, prieten. Salut, prietene. Salut, salut, prieten. Tranzit, ce faci, tranzit? Când vin în România, să vii direct la mine, tranzit. Fedin, salut! Bună! În Albania. În iulie, da, te aștept. În iulie când o să fiu plecat. Dar bine, vedem, îmi fac timp pentru tine, dar știi că eu vara umblu cu legume, cu asta. Bună seara, Cosmina Tudoran. Marinela, bună seara. Simona, bună, bună. Patin, bună. Știu. După 20 iulie. Dar de unde ești din loc? Ești de aici, din Strehaia sau de unde? Sau prin apropiere? Bună, Edi. Salut, Edi. Constanța, dacă vin și eu pe la Constanța, pe acolo, dăm și eu la tine o săptămână. Frumos vara, dacă vii acolo, să vii la noi în România, în iulie, atunci o să fie frumos, cu plaja, cu ăia. E frumos, să vii în vacanță, vorbim, da. Tranzi să-mi dai pe Facebook, să-mi dai cerere. Marco Maxu. Vorbim pe Facebook. Ok. Nu mai am plecat la București. N-am mai plecat. O să plec peste două-trei zile. Am niște treabă pe acasă și n-am mai plecat. Bună seara, Ioana! Voi ce faceți? Cum ați petrecut weekendul? Am petrecut weekendul cu frații mei, prieteni. Pai de mine! Și cu Crușchi ne-am îmbătat, ne-am făcut praf.
Nu știu care ați fost aseară pe live și ați văzut. Care ați fost cu noi acolo, pe live aseară. Bună seara, Călina. Am văzut aseară. Da, știu că ai văzut, pe tine știu. A petrecut frumos aseară. Copilul ăla mic, nu, era un copil așa, lui Nora, lui Cruscu. Nepoții lui Cruscu erau, pe acolo erau doi. Ce face doamna Presida? Băiatul, sunt bine, da, sunt bine, mulțumim. Sunt bine în cameră. Stau la televizor pe acolo, cred că doarme, dar nu știu dacă doarme. Îmi pare rău că nu pot să pun muzică, știți că cu Doliu, cu Pesida, mai e puțin prieten și vine anul lui Gianu. Vine anul și atunci o să pun muzică, după an o să pun muzică. Eu n-am dat drumul la muzică. Da, am fost pe la petrecere, am fost, dar am dat eu drumul. Eu. S-auzit ceva. Magda, te salut, mă bag la somn. Noapte bună, tranzit. Du-te la somn, prietene. Ne auzim mâine. Noapte bună, noapte bună. Presidente Dolu. Așa făcut, făcut anumit. E treaba lor, prieteni, nu știu, nu mă bag. E treaba lor, fiecare să facă ce vrea. Pesida n-a făcut nimic, Pesida e în doliu și acum n-a fost la petrecere, n-a fost niciunde. Ce să facem, prieteni? Mai puțin, cred că nici nu știm să vedem când e. Să punem, nu știu, cu două săptămâni înainte, nu știu, sau la an. Înainte de Paști. Da. Să întrebăm și noi să vedem. Am ochii foarte buni. Văd de la depărtare. Da. Nu am caracter, numai cu multă sănătate. Mulțumesc foarte mult, Mariana. Îți doresc și eu sănătate la toți prietenii noștri, să fiți sănătoși, să fiți fericiți de alături de copiii voștri, de nepoți. Vă doresc numai bine. Ce-mi doresc pentru mine, vă doresc și vouă. Nu mai plec la București, peste două zile să văd. Am niște treabă pe acasă și n-am mai plecat. Vă primez din Rusia. Te salut. Rusia. Bună seara, Eva, bună. Și noi vă dorim sănătate și numai bucurie. Și noi vă dorim multă sănătate, că aia contează cel mai mult, prieteni. Sănătate contează cel mai mult. Nu banii sau ceva. Sănătate trebuie să avem 100%. Aia contează cel mai mult.
Omul când are sănătate, le face pe toate. Și bani și tot. Păi da. Nu știu, mă doare ochii așa, dacă ai alb în casă, așa, prea mult alb în casă, doare ochii. Nu e așa, prieten? Ia să vă întreb, așa e? Sănătate și înțelegere în familie. Da, mulțumim, Iaela, și ție. Părere de lumina ghișit, dar nu-ți merită așa de mult. Bună seara, ceva ce fata. Au fost la plimbare prin oraș, Iași cu bărbasul. Și acum au venit, au băgat mașina în curte. Să pun la somn. Stau, nu am ce să fac. Adevărat sănătate pe primul loc. Da, Ioan. Calia. Ești din Strehaia, da. Ce face fata ta? S-au rezolvat problemele? Încă nu. Nu știu, nu fac nimic autoritățile. Bună seara, bună familie frumoasă, este pe sida. Sănătate și aveți mult spor în toate, de la Iași. Mulțumim și ție, vă apel să fii sănătoasă, George. Aveți niște forțe frumos. Mulțumim. Mă și un par de apă. Și o fumează în casă. Multe sunt date. Unde este pesida? În camera lantă. E în camera. Uite pe Esmeralda. Esmeralda, ce faci? Sunt pe live, direct. Direct. Esmeralda, te vezi puțin. Esmeralda. Nu. Nu. De ce Esmeralda? Uitați, prieteni. E rușinoasă, prieteni. Romica. Romica, fumez aici la bucătărie, Romica. Nu fumez în cameră sau ceva. La bucătărie. Mă, că bună seara pe Sida. Ce-am pe calcă. Nu. Nu. Și niciodată. Știți, prieteni, dacă vă spun, dacă... Ați văzut, prieteni, când vorbești cu cineva și îți face un lucru bun, îi dai bani, un vecin ceva, îi dai bani și ți-i întoarce. Și ai văzut când îi dai bani și ți-i întoarce înapoi și zice mulțumesc cu tare, m-ai ajutat și pune mâinile, m-ai ajutat și îi spui o vorbă bună și el te ține minte. Și când îi ceri și tu de la el și nu ți întoarce spatele, ăla e și neam și tot. Și dacă te învață la lucruri bune și dacă
Să vă spun ceva, dacă cineva vorbește, dacă cineva vorbește în fața ta despre cineva, deci o bârfă sau ceva, dacă vorbește despre ăla și ești prietenul lui, așa te vorbește și pe tine. Are un prieten și vorbește despre prietenul ăla. Și îl bârfește și face, așa te bârfește și pe tine. Deci un prieten, nu trebuie să ai un prieten așa, care bârfește prietenul în fața ta, așa te bârfește și pe tine tot așa. Ăla nu-i prieten, mai bine să te lipsești, să nu spui toate lucrurile tale, să nu spui la neam, să nu spui nimic. Că, uite, na, neamul te face praf când se înceartă cu tine și nu știu ce. Mai bine, prieten, dacă spun, mai bine o ții toate lucrurile tale, să nu spui ce ai tu. Tu zici că te descarci, să-i spui la prieten sau la neam sufletul tău și ce ai. Tu zici că te descarci și vrei să spui că ai necazul ăla și cu tare. Și el mai târziu, când e cu tare, el îți spune ție, te prinde cu chestia asta. Mai bine ce ai pe sufletul tău și asta rămâne în inima ta. Prieten, nici la copii nu trebuie să spui sufletul, ce ai tu în casă sau ce cu tare. Că și copiii ies în stradă și spune. Eu pe la mormă, dar scriu rușește. Îmi cer scuze, prieten, că n-am citit. Hai să citesc din nou. Bună, mă. Așa, bună. Bună, așa bună seara, Bibis, stai în casă, te rupe Carlia. Bună, Roxandre, bună, Roxandre, cucurize să fie sănătate, cucurize. Interesează. Masă, Rosul, Maria, Rot. Da, sănătate, scuzați că scriu așa. Despre ce este vorba? Nu este nimic. Povestim, Ruțan, de aici ce avem și noi pe aici. Așa este, aveți dreptate, gen cum a plătit eu cu cap de... Nu e bine, țigările. Asta e, Maria sau Jeanne este frate cu patroana. Deci, Maria a fost fratele lui Goaica, sora lui Goaica, tata lui Leo, care a murit, era frate cu Maria. Da, ai dreptate. Da, Maria. Eu n-aș putea să zic așa ceva. Da, ok, bine. Bonjour. Bună seara. Deci asta vreau să vă spun, prieten. De acum acolo, prieten, nu mai spuneți la nimeni ce aveți voi, ce aveți voi pe suflet și putere. Țineți acolo că nu vedeți cum e lumea ziua de astăzi. Nu mai trebuie să spui nimic la niciun vecin sau ceva, la neam. No. Eu nici la mama nu spun vorbele mele ce am eu prin casă.
ce fac, unde mă duc sau ceva. Nu îi spun. Sau când mă duc după bani sau ceva. Nu spun la nimeni, prieten. Persiduța, ce faci? Uite, tot ce faci acolo, filmezi? Da, sunt live, direct. Am bună, prieten, bună! Vă las cu Marco! N-ai dormit? Nu am dormit, prieten, stau cu o micuță. Stai cu o micuță. Da, prieten, nu-ți spun țigările, dar le iau de la 7 ani. Am 35 de ani de când fumez. Așa, nici mama ta să nu ai încredere. Da. Da, Petri, așa e. Nu m-am așteptat să spună că patrona trebuie. Doamne, Dumnezeule, apără-mă, Doamne, de prieten, că de dușman am eu grijă. Da, Mariana. Da. Prieten, eu când vreau să mă încerc cu cineva sau ceva, eu nu trebuie să ies pe vlog, să mă știe lumea sau ceva. Dar, Doamne ferește, nu m-am certat. N-am treabă cu nimeni. Da. N-am treabă cu nimeni, vreau să am liniște, să am pace în casa mea, dar nu am. Uite, am copii de 2 luni și ceva, eu nu știu cât timp. Stau la mine. Ce nasol, uite. Genele se mai plictisește. Dar o să vreau cu mine, să vedem, poate vreau cu mine la București. Dar încă n-am început și eu treburile și... Știți? Da. Ce făceam exaseară, Doamne, Dumnezeule? Ce juca el cu nebunile lui pe acolo, cu muzica lui? Când o punea pe Maria Dragomir, hai de mine! Umura cu muzica aia lui. Spuneți, prieteni, și mie, de ce mă dor ochii așa? Din cauza albului? E totul alb pe aici? Da, la vară o să-l iau. Da, Badiu. O să-l iau la vară. Da, cred că trebuie să merg acasă. Ar fi bine ca să nu mai stea până la vară cu noi aici. Trebuie ochelari, da. Nu, că văd foarte bine. Uite, am telefonul depărtat așa, departe de mine, da. Mă doare ochii de la albul ăsta. Așa e. Ce vorbeați? Vreați să vorbeați ceva? Încă de frică sau ceva? Că eu n-am frică de nimeni. Dar nu vreau să intru eu. Nu trebuie asta. Nu. Eu vorbesc că ce acolo. Asta că se întoarce răsplata la toată lumea. Când vorbești de cineva, prieten sau ceva, ți se întoarce în viața de 1000 de ori mai multe. Da. Dacă zici de cineva și îl critici și faci că cu tare, cu tare, ți se întoarce în viață. Durează o lună, două luni, cinci, un an, 2 ani, 5 ani, dar tot.
Prieteni, dacă vă spun ce am pățit eu odată, era, dacă vă spun, era un copil la noi care, un copil, un, avea 20 de ani. Să zic, acum, el era mai mare, egal cu 7-8 ani. Acum 15 ani. Și tata era bolnav. Și când tata era bolnav, avea boala grea, avea boala aia urâtă. Și stătea la pat. Nu stătea la pat, nu. Era bolnav și totul mai umbla. N-a crezut. Și era copilul ăsta la noi. Și era muncea la noi, făcea la noi. Și a intrat în casă la tata și i-a furat lui tata verigheta. I-a furat verigheta de aur. Verigheta aia, el era cu mama, erau cu acte. Și era verigheta aia de când s-au căsătorit ei. Și avea verigheta aia și i-a furat verigheta, prieten. Și i-a vândut verigheta. Nu știu unde i-a dat-o și eu am aflat la cine a dat verigheta și el a vândut-o și el mai departe. Și când am auzit așa, am luat pe copilul ăla și am dat două palme. Am dat o palmă așa și una. I-am dat două palme. Am zis să nu dau în el, i-am dat două palme. Și mi-a părut rău. A venit tata și mi-a zis, tot pe mine mi-a zis de ce ai dat în el, dacă a vândut-o, a vândut-o, asta e. Tată, verigheta ta de atâta timp, de verigheta ta, tata, eu țineam foarte mult la tata. Și tata mi-a zis, lasă-o, naiba, asta e acum, deci avea de 30 de ani, 30-35 de ani. Și a zis, lasă-o, naiba, s-a întâmplat asta. Lasă-o, naiba, de ce ai dat în el? Am dat tata pentru tine. După aia mi-a părut rău că plângea copilul ăla, avea 20 de ani. Și după două zile, aici unde stătea Max, era pleațul lui tata. Era un pleaț acolo care era liber, nu era casa lui Max. Eu aici eram mutat. Max era în partea lantă. Și era un pleaț acolo și era un om care am cumpărat noi de la el, era un om foarte violent. Era bețivan, era, mă scuzați că nu pot să vă citesc mesajele, o să le citesc după aia, să vă revin după poveste. Foarte violent, era mare făcut, era bătăiș. Eu stăteam acolo, la pleață acolo și făceam curățenie. Făceam curățenie, luasem niște fier, prieteni, pe acolo și făceam curățenie, strângeam într-o parte. A venit omul ăsta unde am cumpărat de la el, că ce caut acolo? Dom'le, ce se caută? Aici e pleațul nostru. A venit și mi-a dat A venit, mi-a dat un pumn aici și unul aici, cum povestea mea. Și mi-a dat un pumn, doi pumni. Eu când am văzut că e mare așa, i-am dat și eu un pumn în piept aici. Era mai bătrân ca mine, i-am dat un pumn, dar era înalt făcut, cum e fratele meu, Florin, mai mare. Și i-am dat și eu. Când el a văzut că i-am dat și eu un pumn, a luat drujba și a fugit după mine, a fugit prieteni. Deci, asta e, mi s-a întors fapta. De asta spun. Mi s-a întors, am dat în ăla, i-am dat două palme la copilașul ăla și am primit doi pumni. Din două palme am primit doi pumni. Deci, m-a umflat să mă aici și aici. Deci, de la două palme s-a întors la 1000 de ori mai mult, cu pumnii, mi-a dat doi pumni. Deci de asta am zis, prieten, că se întoarce roata înapoi. Faci rău, rău vei găsi într-un an, 5 ani, 10 ani,
100 de ani, toți o să le primim înapoi. De asta spun. Azi de la o care, cu tine pe el, o să gândește că are copii. Nu știu, cred. Nu știu. Dar nu trebuie să ne... Un om când este bolnav, să-i mai spunem chestiile astea, ce-a trecut el. Bine, treaba lor, nu știu. Nu știu. Ce să... Îmi pare rău de Leo că este foarte bolnav. Bună seara, suflet drag. Bună, Marin. Bună seara, Marin. Așa e, nu trebuie să te bucuri niciodată de boală sau de rău. Așa e. Păi da. Niciodată. De asta, prietenii, am luat bătaie, de nu mai știam și a fugit și cu drujba după mine. S-a pornit drujba și a fugit după mine, prietenii. Vă rog, titi de la Slatina, cere de... Dacă pară că nu e de tine, uite, ziul dacă e de mine, să ies afară. Mai stau cu prietenii mei, prieteni. Patron. Apare că nu e de tine, tu. Zău dacă te mi. Asta e acum, mai stau și eu. Ce, dacă n-am ce face, mai stau și eu cu prietenii mei. El patron. Păi să știi că nu-i de mine YouTube-ul ăsta, pentru că filmez când și când. Și nu mă pasioneze, dacă fac 30 de lei, 50 de lei, 100 de lei, fac la YouTube. Nu. Nu e, ok. Deci încerc să iei o treabă în piață din servință, să vinzi acolo legume. O tarabă. Nu știu, mai târziu să se mai ieftinească, sunt roșiile deja 15 lei. Sunt scumpe astea, nu știu, mai după Paște. Trebuia să-i rup capul. Sanda. Acum mai familia lui Leo exagerează, ei la orice începe să repășeze și au impresia că toată lumea trebuie să... Leo... E treaba lor, e neamul, e treaba lor. Nu știu. Iar patron. Te salut. Spuneți, prieteni, tot ce aveți pe suflet. Și eu mai comentez. Ce mai comentez? Dacă pot, pot. Dacă nu... Ei pe tot de acolo vă văd, sluci. Cine? Pepe, Pepe, te aveți Bartolo, Pepe. Te aveți Bartolo. Sluci, ce sluci, prieten? Cine slug? Slugă nu sunt eu. La mine acasă.
La nevastă mea nu sunt slugă. Ce slugă să fie? Slugă omul când se duce dincolo. Vrea, nu că e slugă, că muncește în agricultură. La patronul acolo e slugă, că nu poți să iei pauză deloc. Muncești ca de te rupi. Haideți, prieteni, intrați acolo mie de persoane să vadă Mexa, râdea Mexa seara de mine. Cam 200 de persoane. Păi, ce să facem? Asta e. Și cu voi puțin trebuie să stau să vorbim, să... Da, au fost prieteni o vreme la noi. Hai de capul, e atâta de urâtă. Urâtă, urâtă. Și de la fața ta am spus că... De la fața ta am spus că... Dumnezeu a făcut dreptate. Așa vorbesc ei, prieteni. Sau așa vorbesc ei. Înapoi. S-a întors. Ați văzut? S-a întors. Doi peste Max. Doi peste. Acum, de curt, apus. Da. Dacă punem o țără muzică, să ream pe aici, să dansez. Dar sunt toți împreună. Da, uite, na. Nașa. Marco e Ceace Cearta, ole, o, hai, o bucătă, ceace-s, da, într-adevăr este, da, într-adevăr a fost cearta, da, adică doarme Max, da, posibil că doarme, da. Nu, Max, posibil că a plecat. A plecat și plec și eu peste două zile. Cred că Max a plecat, a avut treabă și a plecat. Max are vizer că mai râde nevasta de el. Max îl mai bate câmpeana. Îl bate câmpeana de-l îndoaie. Nu, no, prieten, da, așa, e mix, e mai așa, e mai rabdă la muiere, el trebuie să mai rabdă. Eu te apreciez că ești un om muncită. Mulțumesc mult, Bani. Adelina, cine e? Sărac eu? Sărac, da. Săracul, da. A, săracul că, cu bătaia cu câmpeana. Nu că glumesc acolo, nu sunt cert. De la ce a început cearta cu bucătașile. Nu știu, e treaba lor. Nu vreau să intru în conflict acolo. Nu știu, e treaba lor. Eu nu-i urmăresc pe niciunul și nu știu. Nu știu, nici nu m-a interesat din partea lui.
Da, așa e. E bună. E bună. Eu n-aș putea să zic nici du-te dracu. N-aș putea să zic lui Leon. Chiar dacă ar face el să mă jure să mă facă sau ceva, n-aș putea să zic așa. E mai în voastră și neam și e și bună. Și n-aș putea. Câmpeana are talent și face lumea să râdea. Da. Are talent. Îl blestem, îl înjură, îl face. Da, prieten. Îl face ca te... Și dacă zic ceva... Nu mai scap. De ce m-ai făcut de presidă și ea? Nu vrea să facem Caterinca și astea. Și eu apreciez că ești harnic, dar aș vrea să văd că o apreciez mai mult pe presidă. Oh, da, păi, mulțumim foarte mult. Dar și eu la prieten, prieten, vă iubesc pe toți. Că sunteți prietenii mei. Și mai vorbesc cu ei, cu voi, chiar dacă trebuie să vă spun. Eu spun dreptatea, prieten. Eu tot vă spun tot ce am pe sufletul meu. Că am încredere în voi. Și aș vrea să vă cunosc pe toți, în parte, să vă cunosc. Uite, bravo, felicitări, Marco, Sandra, Nicoleta, să te cunosc în persoană, Adelina. Pe toți să vă cunosc și să dea Dumnezeu să ne întâlnim, să vorbim, chiar să veniți la noi, chiar să când vin prin București, să-mi lăsați mesaj acolo, că eu săptămânal vin prin București acum și să ne întâlnim, să lăsați mesaj, că mai mult umblu pe acolo, prin București, pe la mall-uri, pe la astea și să ne întâlnim. Mă duc pe la Palace, pe acolo. Este adevărat ce tu și pe Sidat vorbim de un când e la telefon? Nu, eu n-am vorbit. N-am vorbit cu Leo la telefon. Pe Sidat e mai serios. N-am vorbit cu Leo la telefon. Nu. Este adevărat ce a zis Leo, că tu și Pesida ați vorbit de bucătarul și cu Turnița, cu ei la telefon. Nu, n-am vorbit cu Leo. Asta vă spun dreptatea, n-am vorbit cu Leo. Nici n-am vorbit și nici nu vreau să sun, să întreb eu chestia asta. Nici nu vreau să intru în chestia asta. Scar, salut! Bună seara, Scar. Ivan Alin, salut fratele meu, Marco, salut Ivane, te pup și te iubesc. Ivane, tu ești prietenul meu, de unde ești? De la Stehaia? Dacă mă cunoști, orașul, îl lași pe pensiunea. Dacă mă cunoști, Sanda. Nicolet, nu-l las pe Pesida. Oh, ești așa frumos, dacă ești frumos, o las. Ia să-mi dai acolo, Sanda Nicoleta, pe Facebook, Marco Mexu. Dacă îmi dați în noaptea asta, vă dau accept la CRL. Dar dacă îmi dați de mâine încolo, nu mai accept. Sanda, te notez acolo în memorie, dăm o cerere pe Marco Mexu să te văd. Adelina, dacă tu zici că dreptate, ce zici de Ion? O mai iubește pe Lumina? Nu știu, posibil. Nu știu. De treaba lor, nu știu. Nu știu.
Nu pot să-mi dau seama. N-are familie. Am uitat-o? Nu, mă. Nu cred. Tu și mei să aveți norocul că aveți femeie de casă. Așa e. De la și mie am acum. Oh. Ești de-al meu? Țigan? Glumesc. Da, Sanda Nicoleta. Ai și numele foarte frumos, Sanda Nicoleta. Mă gândesc că ești foarte frumoasă. Și ești tânără. După numele, par și tânără. Aaa, glumesc și eu. Nu că-s măritat. Să fii sănătoasă, să vă trăiască soțul, copiii. Nu mai am prieten. Burlacul mare. Nu mai am prieten. Prieten nu mai am. Acum am prieten, frați. Nu mai am niciun prieten. Prieten. Prieten nu-i spui ceva, dar dacă zici la un frate ceva, nu te face în tot felul. Prietenul te face cum vrea el. Da, frații nu te face. Poate îl faci tu, dar poate taci el. Sau poate te face el și taci tu. Așa e, fratele, știi? Nu minți că e prost. Dacă mint, Dumnezeu să-mi vadă până la pace. Așa e dreptate de glumesc. Da, să-mi scrieți acolo dacă se vede bine. La agățat. Sunt om macu, ce contează? Țigarul, nu toți suntem la oameni. Așa e, Ioan, să fii sănătos. Să fii fericit alături de tot ce ai tu. Ce ai tu, nevoastră, copii, să fii fericit cu ei. Mărită-te, nu vrei. Marco avea o grijă că Avilean pe sida, să vezi ce-ți dă, nu mai agățat pe la el. Pesida nu mă bate. Când și când mai mă bate. Eu sunt fratele prietenului tău, Marco, știu. Păi da. Și așa e, prieten. Uite, voi am încredere că îmi scrieți numai frumos. Dar în altul pe aici n-am. Nu mai am văzut ce costă pielea la străhaia, pielea omului. Da, nici nu mai vezi nimic dacă ești obraznic. Ce face David Răzman? E, dincolo, cred că s-a jucat o țelă pe calculator pe PlayStation cu copii online și cred că doarme acum asta, nu știu. S-a pus la somn. Oameni păcătoși. Cine-i păcătos, Buracu? A, da. Așa. Prieten, dacă mi era să filmez, filmam în fiecare zi. Pentru 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei. Da? Nu e, prieten. De ce să spun eu, să spunem acum tot ce avem noi prin casă, să spunem tot ce e cu tare? Noi toți. Da.
ce clasă e David? A șasea. Mie îmi pare tare rău că nu mai sunteți uniți cum erați înainte. Nu știu, mă gândesc că numai la țigani așa. Mă gândesc că e toată lumea. Am mai văzut și pe Facebook că trec toate modele de comentarii și de astea ce trec ei pe Facebook, că numai toate nebuniile pe acolo. Și nu știu dacă e numai la noi. Și vi s-a întâmplat și vouă asta, de la prieteni, de la asta, de la neamuri. Nu mai suntem uniți. Înainte când mergea cineva la spital, mergeam 20 de mașini după el, la operație sau ceva. Acum merge el și cu familia lui din casă. Nu mai merge nimeni. Mie îmi pare tare rău că nu mai sunteți uniți cum erați înainte. Așa e, se vede. Peste tot, frate. Peste tot, așa e. Așa e, prieten, nu știu. Nu știu, prieten, peste tot e așa. Ura, dușmania, din cauza banilor. De ce, prieten? Că unul face mai mult și unul face mai puțin, trebuie să fiu dușman pe ăla, că dacă prietenul meu sau cineva, un vecin de-al meu, face mulți bani și îl văd cu mașină și văd că a ridicat o casă sau ceva, trebuie să fiu dușman pe el, nu prieten. Pe mine trebuie. Să fiu pe mine dușman, să fiu pe mine invidios, că eu nu pot să fac ce face el. Deci nu trebuie să fii dușmanos pe el sau cu tare că face. Poate el s-a riscat de face și pușcărie pentru chestia aia ce-o face. Poate pentru mașina aia care și-o cumpără, poate face pușcărie, poate a făcut pușcărie. Deci, nu trebuie să ținem ură pe lume. Toată lumea invidioasă din cauza banilor în ziua de astăzi. De când a început cu YouTube, a venit și hâra între voi, de aia vă invidiați un pic. Eu n-am trebuit prieteni. Prieteni, dacă era chestia asta, filmam și eu în fiecare zi. Dar nu mă pasionează. Dacă aveam bură sau pe cineva, filmam și eu în fiecare zi. Ce v-aș pesi, ce mâncăm, ce bem, ce facem, ce și ce. Dar nu mă pasionez YouTube-ul acesta. Băuturile nu se sunt sus la tavan, urcă toată căldura, știu. Da. Acum, dacă se strică, să se strice, cine le bea, că nu pot să le bea. Lasă-le acolo să se strice și gata, dă-le neagă. Cine să bea băuturile astea, să bagă în mine, să mă îmbolnăvesc, să fac, deci... Nu. Ce v-ați besi, Duță? Te iubesc. Da, dar eu, de ce? Eu stau cu prietenii aici până dimineața. Ce bine era la început că își făcea vlogul împreună. Băi, autoriază, așa, omule om, vreau să te văd bine, dar nu mai bine ca mine. Deci, prieten, în ziua de astăzi, te spunem așa, toți avem, că și voi poate aveți, sunteți de vârsta mea, mai sunt persoane aici care ne vedem, a 40 de ani. Deci, de ce să ne facem de râs? De ce să nu avem... Persidu, lasă-mă! De ce să nu avem un caracter? De ce să nu am eu o prietenie față de voi? De ce să fiu eu de râsul lumii? De ce să mă fac eu de râs pe canal de YouTube? Deci,
Vreau să mă cunoască toată lumea, vreau să fiu ceva, să... Când poate nu o să mai fiu peste câțiva ani și copilul meu o să îi spune sau ceva. Bă, a fost Macu, a fost un om bun, a fost un om cu inimă mare, a fost un om cu caracter măricel, nu chiar așa, nici sărat, nici așa, n-a fost un om normal. Deci, că nu știi omul cum odată se duce și trebuie fiecare ce face și cum face, el e bucuros, așa e treaba lui. Așa e. Bună seara, Tamara. Așa te vreau să-i zici că eu iubești, dar de pe și da. Să rămână Sarmana nenea. Ce vă? Adivina Vasile iubești. Sarmana nenea. Sarmana nenea. Ești de vârstă cu toți nenea. Așa. Nu, prieteni, am 21 de ani. 21. Am pus o poză cu tatăl meu pe Facebook împreună și mai am niște prieteni care ați văzut acolo, care sunteți prieteni cu mine pe Facebook, să-mi spuneți dacă ați văzut poza mea cu tatăl meu. Și mi-au zis că semen perfect cu tatăl meu. Perfect, perfect. Numai mustață îmi trebuie ca să semen cu el. Vreau să-mi scrieți aici cine a văzut poza aia pe Facebook. Poate vrea pe Sida să iei în brațe, de asta te tot cheamă. Da. Nu, vor copiii să mănânce. Și vor să mănânce aici la bucătărie și nu vor să se filmeze. A venit mai înainte din oraș, s-a plimbat și le-a venit foame. În viață trebuie să fii un om bun, cum e vorba aia, când îi închide masa, nu în altă gard. Așa e. Bun. Când ai întinde masa, nu în altă gard. Așa e. Întinde masa, nu în alta. Am văzut pe Facebook cum zice la întindeți masa, nu înălța gatul, da. A luat fata ta copilul de la socri, a reușit? Nu. N-a făcut nimic poliția și protecție. Eu iubesc mult pe tati și seamăn mult. Iubirea de tată nu e ca nicio iubire. Prietene, într-adevăr că mama e mama, dar tată e tată. Tată, mai ai un sprijin, mai ai ceva în spate. Când e ceva, îți dă sfaturi și asta, pleci cu el la drum, că sunteți bărbați oriunde, peste tot. Mama e altcumva, mama e mama. Bine că am fost ceva mai mult crescut de mamă, dar tată e tată, ai sprijin mai mult decât ca mamă. Pleci cu el, îți dă sfaturi, e bun, te învață de bine. Dar mama, știi, ai plecat singur, mama e la casă. Te trăiesc, Macu, te salut din Canada, Bănățean de la Vâlcea. Să fii sănătos, te trăiesc, te-ai baftat. Așa, dreptate, suflet cald. Mulțumesc. Să rămână Dariag, Gabriela. Ce dezamăgire să nu ai încredere în sfat. Sfatul nu face nimic, nu mai cere taxe.
desfăț. Nu ai încredere să ne desfăț. Sfatul nu face nimic, nu mai cere taxe. Așa e, cu copiii, da. Nu fac nimic, vede, nici poliția, nici putere. Ce să mai spun? Am trecut cu judecată. Așteptăm judecată. A plătit la avocat 1000 de lei ca să ne judecăm cu ei, să luăm copilul. Ce dezamăgire să nu ai încredere. Ah, da, îți fac. Câte clase am acum? 10. Am avut 4 clase. Și am făcut școala aia de frecvență aia. Și ne mai dau încă 6 clase. 10 clase am acum, dar am făcut 4 clase. Nu, pardon, scuze, 5. Am mai mers și după masă, între a 5-a jumate, pe 5 clase. Și am făcut școala asta fără frecvență. Și ne-am mai dat 5 clase, avem câte, am 10 clase acum. Da. Să vă spunem cum am făcut școala asta fără frecvență asta, cu țiganul care nu știe clase sau asta. Am mers la școală. Și toată vara, da, anul trecut. Și am stat, mergeam vineri, sâmbătă și duminică. Și am învățat pe acolo, bine, am învățat, știam, dar asta și ne-am mai dat câte 5 clase, 10 clase. Am fost toți, a fost Nastia, au fost toți. Și Persida, toți, la școală. Magu, dragă, să aveți o noapte liniștită, pupicile la tot. Eu plec că mâine o nouă săptămână și merg la muncă. Adelina Vasile, noapte bună, te pupăm. Toți prietenii noștri de aici te pupăm și să ai un somn ușor. Pa! Dar băiatul lasă să meargă la școală. Da, e clasa 6. Păi merge la școală, iubește școala. David, chiar că o iubește școala, îi place să meargă, să învață de la copii. E deștept, David e deștept, știe pe calculator, știe pe telefon. Dacă vreau să îi cer ceva băiatului, imediat mă descurcă pe telefon. Foarte deștept. Da. Trebuie. Păi, prieteni, nu știți că foarte bine că fără școală e nasol. Așa e. Deci, prieteni, nu știți că un om poate să fie el, să zicem, că n-a fost el deștept, să vă spun. Că cum țigani, cum sunt țigani. Asta. Sau poate și român. Și ați văzut câteodată n-a fost el deștept, un om n-a fost deștept, a fost așa, mai țărănoi sau mai ceva. Și vine copilul din spate și ajunge ceva în viață. Te face la părinte, îi face ce n-a făcut el în viața lui. Ce n-a făcut el în viața lui. Face avere, face casă, face de toate, mașini, ajunge ceva, procuror, general, ceva. Deci, Persida. Oprește-te, că să vin copii să mănânce. Stai, mă, Persida. Povestii mai nebune, am început aici ce povesti, vorbe nebune din aia, de pe timpul. Ia-o-ți, prieten, ce zice Persida, prieten. Vorbe nebune, vedeți, prieten. Persida, ce vezi acolo? Ne urmărești? Vino cu aici să vorbești cu prietenii. Vedeți, prieteni, ce-i Persida?
Da. Povestesc prietenilor, zic cum e țiganul, cum e, cum sunt eu, cum e sufletul meu. Cum sunt eu, cu sufletul meu. Da. Hai să spunem ce a făcut Pesida. Să vedem ce se bea acum mai dincolo. Ce-a făcut? N-a făcut nimic. Trebuie să mănânce Pesida, mama adevărată. Păi... Vrea să-și vadă copiii să trăim. Așa. Și așa, mai am 10%. Când se termină bateria la telefon, să știți, prieteni, că s-a închis leful. Da. Persida. Persicoi. Uite, prieteni. Mamă, deja Pesida, uite, a luat foc. Păi normal. Și vrei să știi el, la 18 ani. Pesida oprește internetul. Să știi, acum citești și se duce la internet acolo. Să vede bine, prieteni. O mai vreo 10 țigări aici, prieteni, cu voi. Oprește internetul. Persicoi! Hai, de ce mă omoară acum? Da. Toți ciudații fac live noapte. Așa e. Da, eu sunt vampirul Dracula. Ciudat. Babele din pușcărie, tot pe loc sunt. Tot sunt. Și eu. Tot plec, dar tot pe loc sunt. Nu știu ce vreau să spui, dar... Ce să spun? Pesida era, scrieți acolo, mâine dorm la birou, da, Adelin, du-te la culcare, te rog eu. Pesida era, scrieți acolo dacă este foarte rea, Persicoi. De tot ascultă. Nu este rea. Auzi ce zice? Ba da, e foarte rea, foarte rea. Toată lumea zice Pesida. Foarte rea Pesida, foarte rea. Ia citește. Vede pe telefon. Adelina Vasile, mulțumesc, a spus că nu. Că ai venit. Hai închei. Stai, mă nu așa dintr-o dată, cum face o Florin și Vasile. Nu mâncă feta și ginele, copiii nici mâncare. Dar e și cea la mâncare. Și se pun și o masă. Prieten, știți cum e Pesida? Dacă Pesida îi zice ceva de rău, să ce o mamă, să o oftică și nu, 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 nu
Nu îmi place mie să mă faci de râs. Mie îmi place să vorbești frumos. Ia să te văd de lume, cum ești de persicoiți. Nu mă chema la ea. Persida nu mă au cheamă Persida, persicoi. Pupă-mă. Salută, prieteni. Hai. Salut, salut, prieteni. Aici, aici, să te vadă grăsuța persicoi. Salut, salut, vă pup. Mă, aici. Aoleu. Uite așa le place la prieteni, să glumești și să faci. Au să culcă jinele și nu mâncă. Du-le acolo în cameră. Nu, nu-ți dă voie în cameră să mănânc. Du-le acolo în cameră. Persida e neserioasă. Cine e? Angelina Vasile sunt neserioasă. Cum? Angelina. Ce scrie? Sunt neserioasă. Nu, te pup. Neserioasă mi-a spus. Persida e neserioasă. Da. Serioasă, nu că neserioasă. Hai, mă, hai. Serioasă, uite, te laudă. Da, mulțumesc. Nu e adevărat. Te îmbrățișez, Persiduța. Și eu te pup. Zice Adelina Vasile. Și eu Persida te pup, Adelina, serioasă. Te pup. Dă un pupic, nu, nu. E, au ce zice acum. Să dau un pupic. Să-mi dau eu pupii. Îi dau lui Vasilica. Și mie? Păi și coia asta, tău nebună. Dar ce vrea? Nu vreau să nu mai mănâncă copiii, hai. Lasă, mănâncă și dimineața. Maco. E pește. Mă lasă, uite că-s prietenii mei aici, asta cu mătele. Persida citește acolo, ia spune ceva, vă rog eu frumos, spune ceva de persicoi. De la Londra, muhau. De la Londra. De la Londra, doamna. Da. Hello from Russia, hello, salut. Uite, uite ce zice. Ia, să mă duc și la Londra. Uite ce zice Persida, prietenii. Zice că ești foarte nebună. Nu, nu e adevărat. Unde vezi? Uite, văd și la mine pe telefon. Lăudați-o, prieteni. Lăudați-o. Mi-a dat două, trei palme. Mai dau. Mai dă. Persicoia asta e nebună. Nu mai pierd, mă, că nu-mi place cum... Auzi, să nu mai spun așa. Dar de ce? Mă botezi aprobare. Păi da. Îmi place să te alind, persicoi. Nu trebuie mie, nu mie. Te alind. Hai. Am luat-o după urmă, lua ăla, pui nume la lume. Păi vină, vorbește și tu cu prietenii. Uite, din Londra, știi unde e Londra? Vreau să mă duc și eu în Londra. Te duci? Da. Păi ce îți faci tu la acolo în Londra? Ce muncești acolo? Te duci? Unde te duci? Ce știi să faci tu? Citește pe sine. Lasă să nu pățești nimic. Adelina? Dacă îmi găsești și mie de lucru acolo, mă duc și eu cu fata, cu Esmeralda și cu Gina. Adelina, să-mi scrii dacă no, ești de vârsta noastră sau poate ești mai tânără sau... Că, ca să glumim cu tine și asta, știi? Că poate ești mai vârstă sau... Și nu stă în caracter să mai glumim și noi. Îmi scrii, te rog, câți ani ai, te rog eu, dacă ești cu, de vârsta noastră. Vine ea în vacanță. Să vină în vacanță. Da, o să vină Persida, peste 20 de ani. Auzi, ce spui. Vreau să mă duc în vara asta. În vara asta, în vara. Da. Nu duc și eu acolo, dar să-mi găsesc și mie de muncă acolo. Nu America. A, de nu, de... Anglia, Londra, unde? Nu vreau să stau așa, gură căscată, să fac bani și eu, să muncesc. Londra e America, nu? 33 de ani, uite Adelina, vezi? E tânără ca și noi. Da, mulți înainte, Adelina.
E mai tânăr ca tine pe sine. Și Adelina, te rog eu, dă-mi și mie cerere pe Facebook, Malcolm X-ul. Sunt într-un bar acolo, unde am avut eu barul meu. În magazin, Malcolm X-ul. Eram și eu mai tânăr acolo, e poza mea. Anglia, țara regelui, da. Nu, mergi? Dar zici că mergi în Anglia. Adelin, avem și noi de muncă acolo, dacă venim și noi acolo să ne bagi la muncă. Mai vreau să vă muncesc. Să muncim și noi. Să ne facem și noi, să facem și noi o muncă din asta. Că dacă stăm acasă, ne îmbolnăvim aici acasă. Știi, okay. Știi că eu când nu muncesc, mă îmbolnăvesc. Când muncesc sau nu muncești? Când nu muncesc. Păi de toată lumea e așa, nu numai tu. Vreau să muncesc, de-abia aștept să intru cu ceva, cu muncă, cu asta. Dar eu am stat toată iarna acasă și am turbat acasă. Tu mai spală vase, mai făi focurile, mai faci tu 20 de flotări. Faci? Am copii ăștia pe capul meu aici, de nu mai am stâmpă să... M-aș duce să plec tot înainte. Avem și noi de muncă acolo, Adelina, să venim și noi în Anglia. Pe șicoi? Esmeralda, ți-e foame? Nu știu că se culcă. Hai, rămâi aici, că mă duc să mă culc și eu. Da. Acum situația ei s-a schimbat, trebuie de muncă, știu. Da, o să ne găsim să vedem, poate venim și noi prin Anglia, prin Germania, undeva, ca să muncem, că nu avem ce să facem în România aici. E prea multă muncă, știu, nu mai e ca noi. Sunt prea mulți români, sunt și numai locuri de muncă, numai. Da. Trebuia să plec și eu, dar au fost prietenii mei și s-au întors așa cum au fost, asta câte o lună, au cheltuit de 200 de milioane pe acolo în Anglia și n-au găsit de muncă. Și cum au plecat, așa s-au și întors. Mai puțin faliți de bani. Sunt locuri. Sunt. Da. Sunt de numai treabă ca înainte. Posibil. Da. Oh, mai. Așa. S-au șmecherit și ei. Aia de dincolo. Dar trebuie să ai. Da, știu. Mai am 4% dacă se strânge life-ul. Să știți că vă doresc o noapte bună și vă mulțumesc că ați fost alături de mine în noaptea asta, așa târzie. Și v-ați petrecut timpul cu mine și vă mulțumesc de mesajele frumoase și mi-a părut bine că am vorbit împreună și v-am mai dat și eu pe scurt așa niște detalii. Că omul poate nu a spus totul cum trebuie, dar eu vă spun totul adevărul. Tot adevărul, nu. Eu sunt foarte, foarte, nu foarte, foarte calm. Când mai glumesc, dar sunt și serios, când mai glumesc cu voi,
Că așa și trebuie. Și cu dreptate. Eu sunt cu dreptate. Nu spune niciun să facem bani. Nu spun niciun ca să fac eu vizualizări sau bani sau ceva. Spun dreptatea, prieten. Cine am avut în cine a spus de noi că am vorbit noi cu Leo? Și n-am vorbit cu Leo, pe teama asta sau ceva, n-am vorbit. Nu mă interesează. Nu mă interesează, prieten. Eu n-am vorbit cu Leo sau ceva, că l-am sunat mai pe Leo, nu-i adevărat. Nu se decide între aia, nu știe lumea ce se întâmplă între noi. Ce trebuie să învățăm noi lumea? Nu știe lumea cum suntem. Păi, da. Eu știți voi, dar aici că așa vreau să stau cu noi aici în orașul ăsta, Strahaia. Nu vreau să mă bag eu în conflict. Ne cunoaște lumea prea bine. Oricine ce a făcut în viața lui, nu se află ca zerul lui, se află într-o mie de ani. Păi ce de-o, tu vorbești acolo. Vorbește lumea de noi, că vorbim noi cu Leo, am citit noi și mesaje. A, nu, am nu, vorbit noi cu ne-a întrebat, că poate a spus Leo pe canalul lui. Posibil că a zis el că a vorbit cu noi. Dar noi n-am vorbit cu nimeni, prieten. Și nici nu mă interesează. A făcut cu el cum a făcut și cu mine cum a făcut și cu el. Da, are dreptate, Leo, tot ce spune. Dușmănoși pe noi, pe plăște. Așa e, cum și Leo. Îi dai să mănânci, ăia va te distruge. Prieteni, mai fumez o țigară, eu de felul meu, eu fumez un pachet la două zile. Dar cu voi aici, cred că am fumat 10 țigări. Da, prieteni. Să vadă că vă certați. O să vă vadă. Eu nu mă cer cu nimeni. M-am săturat de ceat. Fac ce vor toată lumea, nu mă zisează din nimeni. Mă duc să-mi fac o pâine, să pun la copiii mei pe masă și nu mă interesează de nimic, prieteni. Nu mă interesează de familie, de frați, de mamă, de tată, de veri, de nimeni, prieten. Mamă, s-a încheiat cu neamurile, gata. Eu am încheiat cu neamurile, eu nu mai am neamurile. Nu mai avem neamurile, avem copiii noștri. Deci eu vreau să fac, să am o pâine pe masă la copiii mei. Deci atâta. Nu mai vreau să intru până cârcul, deși asta m-am săturat de vizualizări sau asta. Nu mi-a plăcut. Prietenii, cum am încetat, ați văzut că eu am încheiat și vizualizările și mi-am mers mai departe cu cearta noastră. Eu le-am încheiat, am zis, nu vreau să fie pe canalul meu cearta și asta. Nu vreau să ne povestim tot ce facem noi și cu tare. Ne povestim ce avem, ce am făcut în viață, ne povestim și voi. Deci nu vrem certul și asta. Vrem să fie bine, să și când facem un filmuleț, când mai trecem noi acolo la titlu și asta, trecem ce vorbim, nu minciuni. Dar nu filmăm tot timpul, filmăm pentru voi, nu filmăm chiar, suntem morți după bani. Să filmăm în fiecare zi. Să filmez, prieten, cam 4K, 5K și să filmez, să iau 50 de lei, 30 de lei, 100 de lei. E, deci.
Cum să fac ei? Filmez pentru voi. O să filmez când nu o să mă fie dor, o să filmez cu muzică. Cu voi. Să vedeți. Și aseară am făcut cu muzică. Pe laptopul meu, aseară, în direct. Unde ai făcut? Acolo, la frații mei, acolo am făcut un live. Cum e unde am făcut? Păi ce trebuia să... să ai stat tu până la ora 1 azi noapte? Păi nu am făcut bine acolo. Păi nu ai stat. Să știe, prieteni, n-am cu cine să mă că încerc. Noi nu ne mai trebuie neamuri. Nu mă interesează de inima, numai de copiii mei, de familia mea, că neamul meu e foarte dușman pe mine. Neamul tău pentru tine e mort. E mort pentru mine, cum e tata, așa și familia mea e moartă pentru mine. În afară de copiii mei. Eu nu mai am frați, nu mai am surori, nu mai am mamă, nu mai am nimica. Pe tata prând toată viața mea, atât. Ăla era sufletul meu. Da. Da. Pentru ea, neamul ei e mort. Păi prieten, sunt cu familia mea. Prieten, sunt cu familia mea. N-am cert, n-am bârfe, n-am nimic. Vorbesc ce trebuie, vorbesc cu copiii mei, vorbesc cu nevasta mea. Îmi văd ale mele. Vine vara, mă duc să ne facem și noi o pâine. Că toată și lumea, voi, toată lumea îmi plăcut. Toată lumea se mai încertă în familie, cum s-a încertat și fata noastră, cum zice, nu mai vrea să-i pomenesc numele, că ne-a văzut Dumnezeu. Am văzut-o final, că eu nu le urmăream. Și mi-a spus cineva, că mi-a spus și că ne-a văzut Dumnezeu, că fata noastră la noi, că ne-a văzut Dumnezeu. I-a arătat ei Dumnezeu, nu mie. Da, că se face de râs în toate felurile pe bloguri. Ce trebuia să mă fac de râs, să zic de povestesc tot ce s-a întâmplat între noi? Așa să mai încercăm în familie. Ne împăcăm, nu ne facem de râs. Așa, nimic. Ce nimic, să vorbesc? Așa. Ce să spun? O să facem și noi TikTok-uri. Să punem, vă rog, să vă abonați la TikTok-ul meu, la Maco Mihai. Ca să fac și eu 1000 de urmăritori. Ca să fac și eu cu frații mei, mai fac cu Persida, mai facem cu asta. Vă rog să vă abonați la TikTok-ul meu, Maco Mihai. Urmăritori, dați urmărire. Vă rog eu foarte frumos, mai e 1%. Aveți grijă. Deci, pe TikTok, să intrăm pe TikTok cu șmecherii, cu asta. O să fac multe nebunii, eu fac multe nebunii. Chiar o să mă duc și în cimitir. Mă duc la Jianu acolo, în cimitir. Și scop pe Jianu afară. Da, să mă te-ai trecut cu mine astăzi cu mașina pe acolo, pe la partea. Și nu am... Da, prieten. Deci, vă rog, o să dați la urmăritor, Maco Mihai acolo, să vedeți tot ce fac eu acolo. Dați acolo abonare să fac 1000 de urmăritori. Ca să... Vă rog eu frumos. Scrieți aici dacă dați, vă rog. Intrați pe TikTok la Maco Mihai. Da, Maco Mihai. Doamne ferie. Îl scupi și eu, nu mă duc și eu de acolo, din groapă. Îl dau afară. Și mi-aș da eu să vă petă, cicuțule. Bea și un par de vin. Da.